Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumim foarte mult că sunteți astăzi alături de noi și alături de artistă, că ați venit să întâmpinați pe protagonista acestui eveniment. Lucrările ei rămân pe simese până pe 27 martie, deci un timp confortabil pentru să fie descoperite. Dar Georgiana Chițac, frumoasa lor autoare, este astăzi, numai astăzi, aici alături de noi și mă bucur că ați avut dragul de a o întâlni. Vă voi spune atât că această expoziție este împlinirea unei speranțe pe care mi-am făcut-o prin toamna lui 2019, când am întâlnit-o pentru prima oară pe Georgiana. Atunci ne-a făcut cunoștință o prietenă comună, e ilustratoarea și ceramistă Alexandra Radu, care își lansa la vremea aceea un volum ilustrat în București și m-a invitat să o cunosc și pe Georgia. Am acceptat cu plăcere, m-am simțit foarte răsplătită pentru această disponibilitate, i-am văzut atelierul, am văzut ce face, am văzut ce a publicat, cum lucrează, mi-a plăcut foarte tare și am adresat timid, așa, la vremea aceea, o invitație de expune vreodată la noi. Am zis că aici va găsi întotdeauna un cămin, o mână de ajutor și toată prietenia și disponibilitate. Timpul a trecut, a venit pandemia, au venit atâtea altele peste noi, dar într-o zi de octombrie, cred că era primesc un mesaj de la Georgiana prin care îmi propune prima expoziție a doamnelor din București, aici la Brăila. Am acceptat cu mare entuziasm, ne-am apucat de treabă și, ca să, long story short, ca să scurtez povestea, iată-ne astăzi aici. Ce poate să vă spună un comentator despre Georgiana? Să vă spună Georgiana însăși tot. Și am să citez din doamna aici alături de mine. Sunt câteva lucruri pe care le-am urmărit prin aceste desene zilnice. Două puncte. Să ajung la o anumită disciplină de lucru. Să surprind diversitatea Bucureștiului. Să mă descoper pe mine. Să-mi îmbunătățesc viteza de lucru. Să ofer privitorului o impulsiune într-un an din viața unui ilustrator. Cu toate oscilațiile cărora trebuie să le facă față. Și, în aceeași măsură, o incursiune într-un an din viața unui oraș, tradusă cu ajutorul imaginii celor care îi calcă asfaltul și îi respiră aerul. Când ai un artist care atât de clar și de frumos articulează intențiile, rezultatele, realizările, comentatorul nu are... Este și încântat, este și frustrat, pentru că n-are ce adăuga foarte mult. Încă o dată vă mulțumesc pentru prietenia cu care ne conjurați și să fie emoționat cu greu tot pe Georgiana, dacă vrea să vă adreseze un cuvânt, să vă spună câte ceva, să vă spună ce i-a plăcut cel mai mult sau care e da, mai preferată. Sau dacă a avut vreodată, nu știu, ispita de a renunța în cursul acestui an, sunt lucruri omenești care țin de viața artiștilor, de viața fiecăruia dintre noi. Și dacă vrea să vi le împărtășească, în ordinea în care vrea să vi le împărtășească, o invit. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult pentru prezentarea aceasta frumoasă și mai mult decât o mobilitoare pe care nu simt că o merită. Dar o să pornesc tot de la momentul în care ne-am cunoscut, pentru că multă lume m-a întrebat de ce e la Brăila. Și eu am zis pentru că am făcut o promisiune și promisiunea mea a fost către tine că atunci când voi avea ceva consistent care să merite să stea pe pereții unei galerii la un muzeu, atunci tu vei fi prima care îi voi pune întrebarea. Și așa s-a întâmplat. O promisiune pentru mine e întotdeauna o promisiune. Și pornind de la aceeași premisă, am și dus acest proiect la capăt. Pentru că mi-am promis mie pe 1 ianuarie că voi face asta. Și oricât de tentat am fost pe parcursul întregului an să renunț,
să... De fiecare deci, când mi-a fost greu, m-am gândit la... Am gândit la... M-am gândit că eu nu recunosc niciodată așa ușor și ce am promis trebuie făcut. Sau trebuie măcar să, să fac tot ce pot pentru a îndeplini, pentru a ajunge la capăt. Și da, a fost greu. A fost greu de la început până la sfârșit, pentru că s-au întâmplat multe evenimente în, în acest an. Evenimente care, în mod normal, au tendința să te scoată un pic de pe din ritualul zilnic, pentru că asta devenise un ritual zilnic de adesea. Dar cum m-am căsătorit, am fost plecată și toată lumea m-a întrebat cum ai fost când ai fost plecată. Păi, am avut ajutorul câteva persoane, a fiicei mele, a nepoatei mele, a surorii mele și a soțului, care mi-au trimis poze cu doamne din București și astfel m-au ajutat să, să continui proiectul ne fără întrerupe. Le mulțumesc încă o dată! În rest, sunt mult mai coerent în scris decât în, în vorbit, deci cam atât aș spune. Mulțumim de la Georgiana este și scriitor, deci influența aceea pe care ați remarcat-o în cuvintele ei, asta n-a fost un accident, nu s-a întâmplat așa. Pentru o dimineață sau, doar că nu se transpune. Da, adică, vă mulțumim foarte mult. Profitați astăzi de Georgiana și de domnul director, dar vă rog să profitați de domnul director. Și invitați. Am promis că nu o să spun nimic, eu s-a făcut și o să mă joc de zgradă. Da, m-au dat să pensia frumoasele cuvinte pe care le-ați adresat. Și m-aș lega de două. Argumentele de celălalt la el. Îți oferim câteva argumente pentru cei care au adresat o astfel de întrebare. Foarte probabil că nu știu nimic despre Brăila. O să află că Brăila este orașul din România cu cele mai multe monumente istorice, din monumente, păstrate într-o stare sau altă de conservare, să vor cu echilibru. Dar asta e o mărturie a Brăilei de aur. Și da, așa, o mostră de Nică Petre. Pentru un artist, o medaie Nică Petre. Acum, în ceea ce privește, vă dați seama, o să spun nimic despre asta, dar o să spun despre istorie, că m-am urmărit. Viteza de lucru. Nu mă pricep, dar am citit prima oară despre viteza de lucru la Grigorescu. După cum marea majoritate știți, este cel care face schițe în timpul războiului de independență. A făcut câteva schițe excepționale, are o serie foarte faină, care a fost avistă mai mult de război, care a fost prezentată regiului. S-a urcat majestatea sa la aceste schițe, l-a felicitat, dar i-a adresat întrebarea, maestre, de ce în schițele noastre apar numai soldați? La care maestrul Grigorescu zice, maestate, dintr-un avânt vitejesc, soldații, ofițerii corpului ofițerilor erau mult în fața schițelor mele. cu acestea, felicitări, ne mai vedem și în alt context, o să colaborăm deja. Care a fost greu, vă spun tot, dar să nu sunt neagrat la mine. Deci, acum am aruncat ponată. Asta a fost scăpul, deci o să mai vedeți. Încercăm să colaborăm, să aducem energie noi, vedeți cât de fresc sunt toate lucrurile pe preferență, dar ceea ce n-am spus și venim eu să spun doamnă și domnișoarelor, eu aș închina povestea asta unii femeilor. Și vă atrag atenția că dacă am ratat în unii martie pe care urmă să-l facem mai special, nu o să ratăm și în 8 martie. Pot deja să vă momesc cu o expoziție care se va numi Femei Remarcabile. O să vedeți că este un lucru extraordinar și o surpriză după. Încă o dată felicitări, mulțumesc că ai acceptat provocarea asta și lansează mai departe tuturor care nu înțeleg de ce la vreme. Da, mulțumesc!
Și eu continui un pic periplul meu filmat, chiar dacă auziți în fundal tot felul de sunete. Vreau să vedeți. Sunt pe Simeze 170 de lucrări și în casete. Și cei care pot ajunge, galeria este la Brăila, Calea Galați, în apropierea Pieței Traian. Gata, încheiem. Veniți la galeria Gheorghe Nouă.